400 de copii din medii defavorizate vor fi ajutați să înceapă școala în condiții decente. Orice persoană care dorește să facă o faptă bună trebuie să intre pe pagina de Facebook a Fundației Dan Voiculescu pentru dezvoltarea României, să dea like și share la postarea legată de campania Ghiozdane pentru vise mari și să posteze un mesaj care să conțină povestea unui copil cu vârsta cuprinsă între 5 și 10 ani, căruia părinții nu-și permit să-i cumpere un ghiozdan la începutul școlii. Fundația, în parteneriat cu editura Litera, va oferi 400 de ghiozdane complet echipate, iar câștigătorii vor fi selectați prin tragere la sorți dintre cei înscriși. Data până la care se poate face ultima propunere este 3 septembrie. Selecția câștigătorilor se va face în data de 4 septembrie. Persoanele care recomandă copiii trebuie să aibă acordul familiei. Potrivit ultimelor statistici publicate de organizația Salvați Copiii, numai puțin de 25.000 de copii români trăiesc la limita subzistenței, țara noastră fiind, din acest punct de vedere, pe primul loc în Uniunea Europeană.